În declarația politică susținută la finele lunii iunie în Parlamentul României, deputatul PSD Dumitru Coarnă a redat conținutul unei sesizări primite de la un grup de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Călăraș, care denunță fapte de natură penală comise de către șeful Poliției Municipiului Călăraș. Deputatul Dumitru Coarnă a înaintat materialul spre soluționare către IGPR, Ministerul de Interne și parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Domnule președinte, declarația mea politică de astăzi se referă la un dosar penal îngropat de către șefii Poliției Județene Călăraș și în complicitate cu procurorul de caz. Fur de șină de cale ferată în valoare de peste 100.000 euro. Mai mulți polițiști din cadrul IPJ Călăraș m-au sesizat pe mine personal cu privire la faptul că șeful Poliției Municipale Călăraș, de altfel prin împuternicire numit comisar șef de poliție Dacu Emil, poate fi acuzat de luare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu, toate acestea în formă continuată. Pentru că domnul intervine în dosare penale instrumentate de polițiști aflați în subordinezat, totul în schimbul banilor. Și avem și o speță concretă. La data de 3.2.2020, IPJ Călăraș a fost sesizat prin 112 de către doamna Fota Cristina, angajată la SC Nutrisoia SRL Călăraș, cu privire la faptul că din incinta societății au fost sustrase mai multe bunuri. Aspectul numărul 1. A fost constituită echipa operativă. Echipa operativă formată din polițiști de la Biroul de Investigații Criminale al Municipiului Călăraș, care erau competenți să cerceteze. Spre surpriza lor, în echipă s-a introdus și domnul Deacu, care era șef de poliție. De regulă, șefii de poliție nu participă la aceste cercetări. Dar pe parcurs o să observăm de ce a mers la fața locului. Pentru că din cercetare a rezultat că din incinta societății au fost sustrate bazine metalice, componente de cale ferată, dar și alte bunuri metalice în valoare de peste 100.000 euro. La faza pe urmărire penală, o să observăm că dosarul a fost înregistrat la parchetul de pe lângă judecătoria Călăraș sub numărul 222/P/2020, în supravegherea procurorului de caz, nu o să-i dau numele, BF, și repartizat unui agent de poliție din cadrul Biroului de Investigații Criminale al municipiului Călăraș, un polițist care și-a făcut treaba, iar în urma activităților desfășurate a depistat autorii furtului. Ce să vezi, surpriză! În declarații, cei doi autori, suspecți inculpați ulteriori, au precizat că toată operațiunea de furt a fost planificată și coordonată de comisarul șef de poliție Deacu Emil și toate materialele sustrase din incinta celor două societăți au fost transportate cu autocamioanele cu numele de înmatriculare Călăraș Eco, ce aparțin lui Deacu Emil, dar sunt înmatriculate pe numele unor interpuși. Furtul s-a desfășurat pe parcursul mai multor nopți. În toată perioada anchetei, șeful poliției venea la cei doi suspecți, ulterior inculpați, îi încuraja, îi aștepta când veneau polițiștii cu ei la audieri și le transmitea stazii, liniștiți că o scoatem noi la capăt. Sigur că din acest moment, cei doi polițiști au sesizat că era vorba de o altă competență, au raportat ierarhii șefului poliției și procurorului de caz, au încercat să facă o declarație de abținere în dosar pentru că se schimba competența funcțională. Dar, din acest moment, șeful poliției și procurorul de caz începe să-l protejeze pe șeful poliției municipiului Călăraș și refuză să trimită dosarul spre competența parchetului de pe lângă tribunalul Călăraș, pentru că așa ne spune procedura penală, în fapt l-a favorizat pe domnul comisar șef Deacu. Cei doi polițiști au continuat cercetarea, au reținut pe autori, i-au introdus în arest, au obținut mandat de supraveghere ambientală pentru cei doi în camera din arestul IPJ Călăraș. Și sigur că au cerut-o și a fost aprobată cu o echipă tehnică din cadrul DOS București. Ce să vedeți mai departe? După înregistrări, au fost predate parchetului, iar procurorul de caz îl sună pe polițiști și transmite verbal că tehnica a fost defectă și nu s-a înregistrat nimic. Am intrat și în jocul procurorului infractor. Aceste aspecte nu sunt adevărate, pentru că lucrurile sunt extrem de clare, au fost montate camere din mai multe poziții și polițiștii știu foarte bine ce s-a discutat în acea încăpere și până unde se ajungea din punct de vedere al complicității infracționale. Sigur că am primit eu la cabinetul parlamentar aceste sesizări, am simțit nevoia să fac această declarație politică din mai multe perspective. Trebuie să înțelegem că la nivel
local și nu numai, avem aceste frății infracționale pe care trebuie să le destructurăm, că sunt și oameni politici implicați de multe ori, ceea ce face extrem de rău societății noastre pe care noi vrem să o construim ca o societate dreaptă și oamenii să se simtă apărați. Mulțumesc frumos! O să închid acum, domnule președinte, dacă mai îmi dați voi un minut. Păi sigur că un minut. Un minut, 30 de secunde. Eu am înaintat în scrisurile despre care vorbim ca să le soluționeze din punct de vedere competent IGPR, domnul șef al IGPR, Ministerul de Interne, domnul Bode, poate se trezește de pe bancheta din spate, dar de multe ori domnul Bode favorizează infractorii din MAI, sigur, și am înaintat și parchetului de pe lângă în alta curte de casație și justiție aceste lucruri. Eu sper să se facă lumină și să începem odată în țara asta să lucrăm corect. Doamne ajută și vă mulțumesc mult pentru înțelegere.